Bun, bună ziua, bun! Bine v-am găsit la un nou video în care vom pirografa împreună. În video de astăzi vreau să fac pe planșa aceasta, da, marginile astea șmechere erau de tot, vreau să fac pe ea un peisaj din două nuanțe, în principal negru și culoarea lemnului, dar vom vedea ce va ieși pe parcurs. Aș vrea să folosesc un singur vârf, un vârf subțire, adică cel mai subțire vârf care l-am eu, și o să folosesc și mini torța. Deci această planșă, acest model va fi dăruit pentru un prieten de-al meu care este instructor auto. E conceput special și gândit pentru el. Instructor auto mă refer pentru că predomină, dar el e și un iubitor de motociclete, în special ciopăre. Bun, vă las cu imaginea și revenim după aceea cu încheierea și produsul final, să vedeți ce a putut să iasă. Tic in a house, fraților, vă prezintă noua lui lucrare. Este vorba despre un munte aici, deluleț, cu o mașină. Da, vedeți bine? Un tip care stă pe capotă și fumează, scoate fum dintr-o țigară, nu știu acum dacă era joint sau altceva. Da, și două ciopăre și trei motocicliști. Este o lucrare făcută undeva pe Amurg, sau cel puțin așa ar trebui să fie, și nu mi-aparține desenul, schița propriu, am luat-o de pe Pinterest. Sper că vă place ce a ieșit, sper că a ieșit ceva interesant și, după cum spuneam, o să fie donată unui prieten care m-a ajutat enorm de mult. Da, cred că o să încep să mai dau din lucrări, pentru că deja am foarte multe și deja nu mai am spațiu unde să le depozitez. Inițial mă gândeam la o expoziție, dar nu am timpul necesar. Adică ați văzut și voi în ultimul timp,
postez destul de rar, nu știu, o dată la două săptămâni, ceva de genul ăsta. Numai e lunea. O să postez în principal cam când pot și când consider eu cam timpul necesar. Bun, Tick in a House, fraților, v-a lăsat și ne auzim la următorul video.